Mi-a spus de un efectiv de 1000 de jandarmi, de câte autospeciale și cu ce autorități mai colaborați pentru buna desfășurare a stabilirii și restabilirii, dacă e cazul, a ordinii publice în cadrul arenei naționale, atât pentru locuitori cât și pentru participanții efectivi din Arena Națională care vor viziona meciul România-Ungaria vineri de la ora 21:30. Sigur, nu suntem siguri în tot ceea ce înseamnă complexul ăsta de asigurare a ordinii publice. Aici suntem ajutați și sprijiniți de celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne și mă refer aici la Poliția Capitalei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. De data asta, pentru acest eveniment, este implicat și Inspectoratul Poliției de Frontieră, care ne va ține la curent și ne va transmite permanent date în legătură cu deplasarea grupurilor de suporteri maghiari pe teritoriul țării. Este un complex de forțe și de mijloace. Vreau să vă spun că niciun efort nu va fi lăsat să... Niciun efort nu va fi precupețit în a da sprijin cetățenilor pentru a crea un climat optim de siguranță. Toate efectivele Jandarmeriei Municipiului București și toate mijloacele din dotare sunt la dispoziția noastră, tocmai pentru a crea un climat optim de siguranță. O altă recomandare pentru suporteri, foarte importantă, și cu asta am și început emisiunea, ținând cont de rivalitățile altele decât cele sportive, să dea dovadă și să facă dovada unei maturități și unei educații pe care sunt convins că o au și să nu intre în acest conflict pe care, știu eu, politicienii sau alte personalități îl creează, să dăm dovada că suntem civilizați.